Se scumpește transportul în Delta Dunării. Transportatorii au anunțat că vor să mărească tarifele cu cel puțin 10 lei începând de luna viitoare. Motivul îl reprezintă creșterea prețurilor la combustibil, potrivit președintelui Asociației Operatorilor Navelor de Agrement și Transport Rapid, Ștefan Ivanov. Citez, în fiecare lună avem o creștere de 50 de bani, 80 de bani pe litru, ceea ce nu va mai putea fi susținut și toată lumea se gândește la o creștere. Nu va fi o dublare de prețuri, chiar dacă benzina fără accize a fost 3 lei, iar acum a ajuns la 6 lei și se intenționează să ajungă la 7-8 lei. Va fi o creștere cu 10-20 de lei pe serviciu de agrement de transport, a menționat președintele Ivanov. În momentul de față, prețul unei călătorii Tulcea-Sulina este de 50 de lei pentru un localnic, în timp ce un turist plătește 70 de lei. Reprezentantul asociației a vorbit și despre numărul de turiști. Acesta susține că în Delta sunt acum cu 50% mai puțini turiști față de aceeași perioadă anului trecut.